Dacă se aplică măsurile de restructurare anunțate în cadrul Ministerului de Interne, atât în rândurile polițiștilor cât și ale pompierilor, ar putea avea loc disponibilizări. În acest timp, polițiștii și pompierii se acuză reciproc că unii sunt mai mulți și alții mai puțini, în condițiile în care și așa numărul acestora este sub media europeană. La nivel național, la momentul actual, nu ne încadrăm la norma europeană, deci nu suntem. Dacă se fac tot felul de speculații, că ea sunt mai mulți, că ea sunt mai puțini, deci nu în norma europeană, nu suntem la nivelul la care trebuie să fim la nivelul comunității europene. Dar prin dăruirea noastră, prin tot, am făcut totdeauna să fie posibilă o intervenție care a suplinit chiar tehnica performantă pe care zicem că o au alții. Norma europeană, știu că la 1000 de locuitori sunt 4 pompieri, noi suntem undeva în jurul la 1, până în 2 pompieri.